Știi momentul acela când zăpada de afară e așa albă și rece, iar în casa bunicilor e foarte cald? Nu, cu siguranță nu știi acel moment frumos. Eu încă mai țin minte iernile din copilărie la bunici. Intram la ei în cameră, iar eu eram mai albă ca zăpada. În cameră era cald și bine. Mirosul de gutui uscate pe lijancă îți gâdi la nările. Eu îmi lăpsam hainele pe aceeași lijancă la uscat și îl ajutam pe bunicul la spart nuci. Seara era momentul meu preferat. Bunicul, după multe, multe rugăminți, începea să spună povești din copilăria lui și din armată. Cei din pod alergau neîncetat și oferau poveștilor o notă de suspans. Eram într-o stare de adormire când bunica începea să cânte. Cântecele erau de obicei despre viața femeilor din ogradă. Pisica bunicilor se cuibărea în spatele meu și adormea. La mine era la fel, un cântec, două, iar la al treilea eu eram plecată pe tărâmul viselor și nu mă mai trezeam până în dimineața următoare. Următoarea zi, povestea se repeta. Eu mă trezeam, le ajutam pe bunicul la spart nuci, povești, cântece și gata, eu m-am dormit.